Cristina era o adevărată femeie de fier. Din copilărie ea creștea un copil serios și încrezut în sine. Tatăl i-a părăsit când avea șase ani. Din această cauză, ea s-a maturizat de vreme. Mama ei a fost nevoită să muncească mult. Lipsa constantă de bani a învățat-o pe Cristina cum să economisească bani și să-și atingă obiectivele. Când voi crește, tu nu vei duce lipsa de nimic. Eu însă îmi voi cumpăra tot ce mi doresc. Probleme cu banii nu vor mai fi. Îi spunea micuța Cristina, mamei sale Maria Sergivna. Dragă copilă, îmi pare atât de rău că copilăria ta s-a încheiat atât de repede. Te-ai maturizat de vreme. Să sperăm că în viitor acest lucru nu-ți va afecta viața personală, i-a spus Maria Sergivna. Spre uimire, totul a fost bine. Când semenii Cristinei încă se jucau cu păpușile, ea vindea la piață propriile sale legume din grădină. Mai târziu, ea cu mama s-au deschis un magazin unde toată lumea putea cumpăra fructe și legume de la producători locali. După un timp, ei au avut trei astfel de magazine. Plus la toate, Cristina a preluat soluționarea problemelor financiare și a contabilității. Tu ești femeia mea de afaceri, îi spuse mama. În răspuns, Cristina i-a zâmbit doar. A trecut ceva timp. Din trei magazine mici, familia Niconha și-a dezvoltat o întreagă Cristina era o adevărată femeie de fier. Din copilărie i-a creștea un copil serios și încrezut în sine. Tatăl i-a părăsit când avea șase ani. Din această cauză, ea s-a maturizat de vreme. Mama ei a fost nevoită să muncească mult. Lipsa constantă de bani a învățat-o pe Cristina cum să economisească bani și să-și atingă obiectivele. Când voi crește, tu nu vei duce lipsa de nimic. Eu însă îmi voi cumpăra tot ce-mi doresc, probleme cu banii nu vor mai fi. Îi spunea micuța Cristina, mamei sale Maria Sergivna. Dragă copilă, îmi pare atât de rău că copilăria ta s-a încheiat atât de repede. Te-ai maturizat devreme. Să sperăm că în viitor acest lucru nu-ți va afecta viața personală, i-a spus Maria Sergivna. Spre uimire, totul a fost bine. Când semenii Cristinei încă se jucau cu păpușile, ea vindea la piață propriile sale legume din grădină. Mai târziu, ea cu mama s-au deschis un magazin unde toată lumea putea cumpăra fructe și legume de la producători locali. După un timp, ei au avut trei astfel de magazine. Plus la toate, Cristina a preluat soluționarea problemelor financiare și a contabilității. Tu ești femeia mea de afaceri, îi spuse mama. În răspuns, Cristina i-a zâmbit doar. A trecut ceva timp. Din trei magazine mici, familia Niconha a dezvoltat o întreagă rețea de fructe și legume. Au fost construite câteva supermarketuri mari, centre de divertisment și câteva cafenele cu produse de patiserie proaspete. Cristina știa mereu de unde putea cumpăra ceva ieftin, în ce este profitabil să investești și cât profit va primi ea în cele din urmă. Acum, dintr-o fetiță timidă și mică, ea a devenit o femeie de afaceri de succes. Tu te odihnești vreodată. Tot lucrezi și lucrezi, îi spuneau prietenele. Fetelor, munca mea este o recrire, o dihnă, dragoste, putere și o mulțime de oportunități într-un singur flacon. Dar cum rămâne cu familia? Doar tu cu Nicolai sunteți deja căsătoriți de doi ani. Cum el suportă toate acestea? Cum reacționează la ocuparea ta constantă? Dar ce Nicolai? Eu câștig mai mult decât eu și îmi pot permite să-mi cumpăr lucruri scumpe, să mă bucur de o vacanță minunată în Europa. El ar trebui să fie recunoscător că are o soție atât de minunată, le-a răspuns Cristina prietenilor ei. În răspuns, prietenele ei doar ridicau din umeri și inspirau adânc. Era greu de spus dacă era asta din invidie sau milă. Să o numești pe Cristina fericită era greu. Ea s-a căsătorit de vreme cu un băiat muncitor și care nu bea. Copiii ei nu aveau, dar nici dragoste. Toată ziua ești la serviciu, ție nu-ți pasă de mine, se supăra Nicolai pe soția sa. Mi se pare că tu uiți cine face bani în familia noastră. Tu deja de doi ani nici de cum nu poți obține creștere în funcție de la șeful tău. Nu ești un bărbat, dar o cârpă. Eu ți-am spus să vorbesc cu Petru Borisovici al tău. Nu dorești, atunci stai într-o poziție joasă și cu un salariu mic. De ce spui așa? Eu voi vorbi, neapărat cu el. Cu o voce tremurândă îi spunea soțul, Cristinei. Ah tu, lașul! Ce fel de bărbat ești! De unde ai apărut pe capul meu? O asemenea conversație între Cristina și Nicolai se întâmpla atât de des, încât într-o zi răbdarea bărbatului nu a mai suportat. În timpul petrecerii corporative de anul nou, Cristina a venit veselă acasă. Ea a intrat în casă și nici măcar nu și-a observat soțul, s-a îndreptat direct spre dormitor. Asta era pur și simplu îngrozitor. Imaginează-ți Marina în timpul salutului dopul din șampanie a aterizat chiar în sosul ospătarilor și rochia mea de designer albă a fost stropită cu sos bolognese. Acum este toată cu pete. Eu am venit acasă pe cinci minute pentru a mă schimba în ceva curat, vorbea Cristina pe telefon. Dragă, cu o voce tremurândă a strigat-o Nicolai. Marina așteaptă un pic, aici Nicolai vrea să-mi spună ceva. Cu aceste cuvinte, Cristina a sprijinit telefonul cu umărul. Spune ce ai vrut. Cristina, eu nu mai pot așa, tu tot timpul mă umilești. Eu nu mă simt bărbat lângă tine. Uneori, tu nici nu mă observi. Oh, Marina, mormăitul meu a prins la curaj. Acuși va fi ceva grandios. Iată de ce tu și acum mă întrerupi. Bine, spune, nu te voi mai întrerupe. Dar mie mi este deja amuzant. Mai pe scurt, Cristina, eu am luat o decizie. Ah, el a luat o decizie, Marina, eu mă râd. Tu ai promis să nu mă întrerupi. Bine, tac. Cristina, eu plec de la tine. Marina, el pleacă de la mine. Ce? Tu ți-ai ieșit din minți. Ce prostii vorbești? Tu nu te-ai supraîncălzit. Marina, eu te voi suna înapoi. Da, îmi pare rău, taxiul meu a sosit. Actele pentru divorț le voi depune singur. Rămâi cu bine. Cu aceste cuvinte, Nicolai s-a ascuns în spatele ușii de la intrare. Ticălosul Cristina de la neașteptare s-a așezat pe podea. Peste jumătate de oră, ea deja stătea la bar cu prietenele și plângea. Fetelor, de ce el a procedat astfel cu mine? Eu am făcut un om din el. I-am găsit un serviciu bun, i-am cumpărat haine, apropo, îi le coseau lui la comandă. Dar el nu a cerut mărirea salariului, dar și-a strâns lucrurile și m-a părăsit. Nu-ți face griji, Cristina, el nu te merită. Tu ai nevoie de un bărbat adevărat, dar nu de mormăitul tău. Îi spunea prietena Marina. Dar mie mi se pare că tu singură ești de vină pentru faptul că Nicolai te-a părăsit. A început cu grijă prietena Olga. Nu am înțeles, tu pe cine protejezi acum, s-a uimit Cristina. Asta eu sunt partea vătămată, tu nu ai uitat. Știu, dar pune-te pe tine în pielea lui. Dacă soțul tău s-ar fi purtat cu tine așa cum faci tu acum, cum ai fi procedat tu în locul lui? Nu o asculta, Cristina. Tu ai avut parte doar de nemernici. Tu ai nevoie de un bărbat puternic și serios, cu care să fii ca după un zid din pietre. Spuse Marina. Ai dreptate. Olga, tu nu înțelegi nimic. Noi îți vom găsi neapărat unul perfect, vei vedea. Dar mormăitul tău încă va veni în genunchi la tine. Însă noi nu îl vom mai primi, o susținea Marina. A trecut o lună din ziua de când a plecat Nicolai. Cristina s-a cufundat cu capul în muncă după sfatul marinei, i-a mers la cinci întâlniri nereușite. Dar niciunul din noi pretendenți nu a impresionat-o. Într-o zi a se ducea la bancă și la mașina ei s-a dezumflat o anvelopă. La naiba a spus frumos îmbrăcata Cristina ieșind din mașină. S-a întâmplat ceva la dumneavoastră. A întrebat bărbatul îmbrăcat în haine vechi, care stătea lângă ceilalți pe pământ. În mâine avea o vioară. Iar la picioarele lui era o cutie metalică de la cafea. Trecătorii cărora le plăcea muzica acestor muzicieni rătăciți le aruncau bani. La mine s-a dezumflat o învelopă și nu pot să fac legătură cu stăpânul de la atelierul de reparație auto, a spus Cristina confuză. Aveți un cric, o roată de rezervă, a întrebat bărbatul, iar pe fața lui nebărbierită a apărut un zâmbet. Ce? A da în port bagaj. Dacă dumneavoastră nu sunteți contra, eu vă pot ajuta. Bărbatul a pus vioara la pământ, s-a apropiat de mașina Cristinei și a început să caute instrumentele în portbagaj. Ei, eu acolo am acte, ai grijă să nu le murdărești. I-a făcut observație Cristina. Bărbatul s-a uitat cu o privire rătăcită la femeia în costum scump. Ce ambițioasă sunteți! Ce straniu este fără adăpost, dar așa de educat, s-a gândit Cristina. În același timp, bărbatul a pus repede la loc roata și a șters mâinile murdare de pantaloni și s-a uitat cu atenție în ochii Cristinei. Așa frumoasă și atât de rea, a spus el întorcându-se la prietenii săi fără adăpost. Cu plăcere. Ciudat, dar Cristina nici nu dorea să se certe cu el. El era așa de amabil și în același timp curajos și bun. Mulțumesc! Cu aceste cuvinte, Cristina s-a apropiat de compania din trei persoane, unde se afla și bărbatul care a ajutat-o și le-a aruncat câteva bancnote în borcan. Mersi, băiatul și-a pus mâna pe inimă și a făcut un fel de plecăciune. Cristina s-a așezat în mașină și a plecat. Însă ciudatul boschetar, din anumite motive, nu ieșea din cap. Peste câteva zile, ei s-au întâlnit din nou. Ea se afla la oficiul său și târa un teanc de dosare, documente, mai multe cutii cu hârtie, contracte, ele erau atât de multe încât cutia de sus se sprijinea de bărbi. Coborând scările, Cristina s-a împiedicat și multe cutii din mulțimea ei de lucruri au căzut jos. Ce ghinion! Cristina a făcut o încercare disperată de a ridica cutiile, dar mai nu le scăpase pe celelalte. Și iată din nou aveți nevoie de ajutor a auzit ea o voce masculină cunoscută. Femeia de afaceri s-a întors și l-a văzut pe același boschetar care o ajutase să schimbe învelopa dezumflată. Bună ziua, eu nu sunt împotrivă, poți să mă ajuți. De ce nu aș ajuta o domnișoară atât de frumoasă, cu cea mai mare plăcere? Cu aceste cuvinte, el a ridicat cutia căzută. De sub cămașa ruptă, Cristina a văzut un corp antrenat, destul de decent. Vai, dar el este fierbinte. Ce gânduri, Cristina, el este doar un boschetar. Iată ce înseamnă să nu ai relație cu un băiat mult timp, te vei arunca chiar și la boschetari, Cristina a zâmbit. Unde să le pun? Aici, răspunse femeia și îi făcu semn către port bagajul care se deschide Alin. Nicio problemă, dragă doamnă. În acest moment, Cristina a vrut din nou să-i mulțumească asistentului ei aleatoriu. Numele meu este Cristina, a spus ea și a întins banii. Iată, mulțumesc pentru ajutor. Oare eu am întrebat-o pe doamnă cum se numește? a zâmbit bărbatul. Dar pentru bani, mulțumesc. Eu nu am nevoie de ei, cu ei nu-ți poți cumpăra fericirea. Dar iată, prietenilor mei le voi putea cumpăra mâncare. Ei cu siguranță se vor bucura. La revedere, domnișoară! pe Cristina de parcă ar fi udat-o cu apă rece. Uită-te, boschetar, dar atât de mândru. S-a urcat în mașină și a plecat. A trei oară Cristina și prietenul ei misterios s-au întâlnit lângă un supermarket situat în afara orașului. Ea tocmai a ieșit cu cumpărăturile din magazin. Și aici a văzut cum în mașina ei au urcat doi bărbați în negru. Ei au trântit rapid ușile, au apăsat pe gaz și au plecat. Ce se întâmplă? Unde îmi duceți mașina? Cristina a început să caute telefonul în Poșetă, când, deodată, un motociclist a ieșit cu motocicleta de după colț, i-a smuls Poșeta și a dispărut în afara garajelor lungi ale capitalei. Ce fel de zi este azi? Ea s-a întors înapoi la magazin, dar, din anumite motive, el s-a închis mai devreme iar paznicul la încercarea femeii de a intra în magazin, doar ridica din numeri și i arăta că îi pare rău, dar supermarketul s-a închis. Cristina a înțeles că va trebui să meargă până la autostradă și să prindă o mașină. Ea s-a uitat la pantofie din piele, i-a scos și lin mișcând mândru șoldurile s-a îndreptat spre stradă. Și de ce am venit anume aici? De parcă sunt puține supermarketuri în oraș. Doamna de fier a avut cu adevărat ghinion i-a mers 40 de minute, dar așa și nu a întâlnit nicio mașină. Cristina și-a plecat capul și a mers desculță pe drum, fără ca să mai spere la vreun noroc. Brusc, o mașină veche și ruginită a ieșit de după colț. Este uimitor că el încă mergea. Ce întâlnire! Domnișoară dulce să vă duc acasă! A auzit Cristina o voce cunoscută. i și-a ridicat capul și a văzut un bărbat nebărbierit. Nu știam că ai mașină. Bărbatul zâm. Aceasta nu este mașina ta de lux, dar totuși așezați-vă. Eu vă voi duce acasă. Cristina s-a așezat. Ei aproape tot drumul mergeau în tăcere. Bărbatul a fost primul care a început să vorbească. Cum ați ajuns atât de departe? La dumneavoastră s-a întâmplat ceva. Văd că sunteți supărată de ceva. Neașteptându-se, Cristina a simțit brusc o slăbiciune și o autocompătimire față de sine. Ea a căzut pe umărul bărbatului și a izbucnit în plâns. Oh, nu, nu trebuie așa! Eu nu știu ce s-a întâmplat la dumneavoastră, dar totul se va rezolva. Cu aceste cuvinte, bărbatul a oprit mașina. Cristina și-a ridicat capul și s-a uitat în ochii lui. Ei erau mari, albaștri și adânci ca marea iartă-mă, Cristina s-a îndepărtat de bărbat și și-a șters lacrimile. Este un moment de slăbiciune. Domnișoară, dar dumneavoastră nu sunteți așa de fie pe cât vreți să păreți. Aduceți-vă în ordine și hai să mergem mai departe. Cu aceste cuvinte, el i-a întins o băsmăluță. Cristina și-a șters fața și a dorit să-i o înapoieze. Lăsați-o ție. Eu am mai multe în continuare ei mergeau în tăcere. Ajungând lângă casă bărbatul a spus, a fost o plăcere să călătoresc cu tine, dragă doamnă. Eu mă numesc Eduard. Iar când Cristina a ieșit, el i-a sărutat mâna. Ah, pentru ce asta? Domnișoara a fost impresionată. Ziua următoare i-a povestit fiecare detaliu despre minunatul ei cunoscut prietenei, Marina. O, oh, mamă, te-ai îndrăgostit! Nu, desigur, el doar este un boschetar. El este atât de curajos, atât de puternic, atât de plăcut. Cu aceste cuvinte, Cristina a scos băsmăluța pe care i-a dat-o Eduard. Aceasta este. I-a dăm să mă uit. Marina a luat băsmăluța și o privi cu atenție. Vai de mine! Ce s-a întâmplat? Tu știi că boschetarul tău nu este atât de sărac știi că aceasta este o băsmăluță de firmă. Uită-te atent la inițiale. Eu am văzut-o în recenta colecție de primăvară, iar acesta este un lot limitat, crede-mă, eu mă pricep în asta. Ochii Cristinei s-au făcut mari. Despre ce vorbești? dă o înapoi. Cristina a smuls băsmăluța din mâinile prietenei. Te sfătuiesc să te mai întâlnești odată cu el. Băsmăluța chiar nu a fost ieftină, poate a furat-o. Merg să vorbesc cu el. Pot să-ți iau mașina. Poliția a găsit-o pe a mea, dar va trebui puțin timp până vor clarifica toate detaliile. Da, desigur. Cristina a ieșit rapid din birou, s-a urcat în mașină și a plecat la locul unde ei s-au întâlnit pentru prima dată. El nu era acolo. Apoi a plecat prin zonă și a mai fost în câteva locuri din păcate, nu a mai întâlnit pe nimeni. Spre seara, ea a venit acasă. Încă nu reușise să se dezbrace când a auzit soneria. Cristina Alexandrovna, în pragul apartamentului, stătea un curier. Da. Dumneavoastră aveți un colet, semnați-vă. Cristina a semnat. A luat cutia, a deschis-o, iar în cutia a găsit o rochie frumoasă roșie, cu spatele gol și un bilet am văzut că mi-ați căutat. Oare vi s-a făcut dor, dragă domnișoară? Sper că am ghicit mărimea. Îmbrăcați-vă în această rochie. Eu vă voi aștepta la ora nouă. Cristina s-a uitat la ceas, era ora 8 și 45. Ea nu a avut la dispoziție mult timp să se pregătească. Iar rapid și-a dezbrăcat hainele și a îmbrăcat rochia. Abia reușise să-ți aranjeze părul și machiajul când a auzit din nou soneria. Cristina Alexandrovna, coborâți, mașina deja vă așteaptă. După ceva timp, un jeep negru a adus-o pe Cristina într-o casă luxoasă cu trei etaje. La intrare a fost întâmpinată de un paznic zâmbitor. Cristina Alexandrovna, Eduard Anatolievici, vă așteaptă. Cristina s-a ridicat pe o scară frumoasă de epocă și a intrat în sufrageria mare. Acolo, la masa uriașă, stătea Eduard. El era bărbierit perfect, cu părul coafat frumos și mirosea bine. Iar ochii străluceau la fel ca înainte. În timpul întâlnirii, el i-a spus Cristinei că a văzut-o pentru prima dată într-un bar cu prietenele. Lui s-a părut că ea era o doamnă arogantă, dură și îngânfată. El a reușit să afle despre divorț, despre fostul ei soț, despre cum se comporta Cristina cu bărbații tu te-ai decis să-mi dai o lecție. Înțeleg. Așa ceva. Eu am mai aflat că tu ai fost mereu puternică și că ai întâlnit doar bărbați slabi, cu care nu puteai să te simți o domnișoară. Doamne, și toate acestea le-ai organizat tu. Eduard a luat mâna Cristinei mai aproape și a pus-o pe obrazul său. Acum eu știu că tu poți să fii bălândă și senzuală, și mie asta îmi place foarte mult. Auzind aceste cuvinte, Cristina pentru prima dată s-a înroșit. Pentru prima dată ea s-a simțit feminină, slabă și iubită.